Incendiu de proporții la un terminal de gaz din Rusia, aflat în orașul Port Ustaluga de la Marea Baltică. Localnicii spun că au auzit sunete de drone și apoi explozii. Коля, а что ты взял за дрон? Видел, что ли? Я слышал. Я думал, это подушка едет. А это дрон летел, оказывается. Да? Да. Да нет, он жужжал. Вот моя, а он все круче игрушка. Terminalul, situat la circa 35 de kilometri de frontiera cu Estonia, este administrat de Novatek, cel mai mare producător rus de gaz natural. În urma incendiului n-au existat victime, iar personalul a fost evacuat. Autoritățile ruse n-au precizat ce anume a provocat declanșarea focului. Potrivit presei locale, unii localnici au auzit o dronă și apoi o serie de explozii, iar alții au văzut cel puțin două drone care zburau către portul Ust-Luga înainte să fie raportat incendiul de la terminal. În apropiere a focului se aflau trei mari nave internaționale, dar nu este clar încă dacă acestea ar fi avut de suferit. Ust-Luga este unul dintre cele două porturi principale ale Rusiei la Marea Baltică și este utilizat pentru exporturile de energie. E situat la aproximativ 130 de kilometri sud-vest de Sankt Petersburg, orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, acolo unde ucrainenii au lovit cu drone în urmă cu câteva zile. În 2022, instalația de gaz natural lichefiat din Ust-Luga a procesat aproape 7 milioane de tone de gaz lichefiat. O eventuală oprire a terminalului ar putea astfel afecta temporar producția de produse petroliere ale companiei, precum și exporturile.